Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Este suficient, par și incomode și inutile, dar e suficient să ai o singură sau o primă dată nevoie de ele și îți dai seama imediat la ce folosesc. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune dezbatere despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. Astăzi am ales o temă foarte exactă, foarte precisă. Asigurări și cum te poate ajuta un consultant priceput. Ca în orice meserie, există și consultanți normali, există și consultanți mai puțin pricepuți. De aceea l-am invitat în emisiune pe Gheorghe Grad, Country Manager Renomia SRBA Broker de Asigurare, un om cu foarte multă experiență în domeniu. Bine ați venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Putem să trecem la întrebări, așa, să vă iau puțin la rost pe dumneavoastră, brokerii care sunteți cei mai apropiați de clienți? Presupun că da, de regulă suntem pregătiți să răspundem la întrebări. Clienții au întrebări, noi trebuie să avem răspunsurile pregătite în permanență, ca atare suntem într-o normalitate. Mai ales că printre clienți circulă o grămadă de mituri, că degeaba te asiguri, că oricum nu-ți primești banii de despăgubire și așa mai departe. Și cred că mulți vă întreabă din prima despre acest lucru. Ca să pregătim puțin terenul pentru întrebările noastre, cum a funcționat piața în ansamblu ei în anul ăsta? Cum a trecut piața de asigurări și cea de brokeraj prin aceste 8 luni de complexitate, să-i spunem așa? Eu aș spune că a trecut foarte bine. Eu sunt, altfel vorbind, optimistul incorigibil din piață și văd mai mult jumătatea plină a paharului, însă, dincolo de chestia asta și cifrele, cred că confirmă același lucru totuși. La 6 luni de zile piața era un rezultat total pozitiv. Cred că și la 9 luni suntem într-o zonă încă pe plus. Îmi place să cred chestia asta. Urmăresc foarte multe statistici privind evoluția mediului de business și privind evoluția ratei șomajului și alți indicatori care îți pot da o idee despre perspectiva zilei de mâine. Și lucrurile, zic eu, că sunt încă într-o zonă sustenabilă și cu un acceptabil happy end, ca să fie chiar happy, vă dați seama, dar în contextul dat, pentru că trebuie să ne raportăm la acest context, este foarte important. Și sunt optimist că piața va încheia anul cu un fabuloasă creștere 0 sau chiar 1-2% peste valoarea anului trecut, ceea ce ar fi absolut remarcabil. În zona de corpore lucrurile stau ceva mai bine, cred, decât în zona de retail. Am percepția asta. Undeva probabil un 80% va fi înregistrat în zona de corpore ca și rată de creștere, ceea ce confirmă interesul din ce în ce mai mare al companiilor de a se aplica asupra nevoilor de asigurare, dincolo de eventualele, hai să spunem, posibile nemulțumiri ale unora dintre aceștia. Bănuiesc că oamenii ăștia care au afaceri sunt și mai prudenți și mai educați financiar. La începutul anului, prin martie, aprilie, prognozele erau extrem de sumbre. Se vorbea despre o piață care va avea o cădere, asigurărilor, care va avea o cădere spectaculoasă și nu o să ne mai revenim și așa mai departe. Acum circulă o altă legendă, aceea că, e, hai, bine, bine, 2020 ieșim pe zero sau un pic pe plus, dar în 2021 să vezi ce catastrofă o să fie. Sunteți de acord cu prognoza asta pe 2021? Nu sunt de acord absolut deloc cu această prognoză pe 2021 și am în vedere două elemente macroeconomice importante. Unul este acela al faptului că există 3, 4, 5 soluții de vaccinare în momentul de față, despre care nu știm dacă exact rezolvă problema care ne-a adus în această stare în 5-6 luni de zile sau rezolvă doar 50-60% din ea, dar să ne imaginăm că rezolvă 50% din această problemă. Vă dați seama ce înseamnă, ce libertate, ce relaxare înseamnă povestea asta, pe de o parte. Pe de altă parte, aș menționa Brexit-ul, care pentru noi va fi benefic și va aduce beneficii cu o serie de relocări de companii și investițiile europene. Pentru că, mai în glumă, mai în serios, ceea ce a ținut economia românească foarte bine pe poziție a fost relaxarea investițiilor cu fonduri europene. Altfel, am avut mari probleme dacă acest lucru se întâmpla în realitate. Deci, până la urmă, dezavantajele se transformă în avantaje.
Ce asigurări au avut o evoluție descendentă? Ce asigurări au avut o evoluție de remarcat? Ce s-a întâmplat cu asigurările auto? Lumea n-a mai circulat cu mașinile prea mult. La nivelul nostru de companie, lucrurile sunt relativ în stagnare în zona asigurărilor auto, atât pe zona de RCA, cât și pe zona de casco. Nu am sesizat. La nivel de luni au existat, evident, niște sinusoide. În perioada lockdown-ului de 2 luni de zile a existat o scădere. Lucrurile și-au revenit la o formă de normalitate. Nu cred că la nivel global de piață se înregistrează aceleași cifre, în mod special în zona de casco, ca și produs. A dispărut foarte mult din zona, din componenta de leasing operațional, din componenta de turism, de tot ce însemna și car sharing și așa mai departe. Și cred că sunt cifre importante în componența totală a produsului de casco. Și mă aștept ca aici să existe ceva scăderi. Pe property nu se întâmplă nimic, pe nimic rău în sensul de negativ. Pe zona de răspundere la fel nu se întâmplă nimic. Companiile trebuie să-și facă de protecție în continuare, indiferent dacă volumele de activitate au aceleași cifre sau sunt ușor diminuate pentru o bună parte din da, se vorbea de un boom pe partea de asigurări de locuință, că acum românii vor deveni brusc conștienți că asta e cel mai important activ și de asemenea de creșteri pe sănătate. Chiar s-au întâmplat? Nu s-au întâmplat. Pe linia asigurărilor de locuință, într-un mod paradoxal, oamenii și-au făcut ceva mai puțin asigurări, mergând pe ideea că dacă stau mai mult acasă și acest work from home a făcut o permanență a cuiva în locuință, există acea protecție că sunt acasă. În realitate, riscul de incendiu este un risc generat mai mult de activitățile casnice decât de neprezența la domiciliu. Așa. Iar pe sănătate noi percepem o scădere în momentul de față, care are la bază, în percepția mea, doi factori. Unul este acela al ușoarelor probleme de lichiditate a organizațiilor, pentru că trebuie să recunoaștem chiar și cele care lucrează s-au lungit foarte mult termenele contractuale de plată al furnizorilor de produse și servicii și există o problemă de cash flow corelată și cu o ușoară creștere a ratei șomajului și o presiune mai mică, să spunem așa, a angajatului în relația cu angajatorul. Aceste doi factori au făcut o corecție, nu au dispărut din portofoliu, dar sunt revizuite, la renoire cam sunt revizuite pachetele de asigurări de sănătate. Ce ne facem cu asigurările alea cyber? Că tot a crescut povestea asta cu ransomware, cu... Tot citesc de mare e pericolul la nivel mondial. Se pot asigura? Noi vindem un produs pe care îl avem de pe piața britanică, asigurător fiind Lloyd's, și produsul are niște acoperiri care pleacă absolut fabuloase. A fost premiat ca fiind inovația anului 2018 în piața de asigurări din Marea Britanie. Și are undeva acoperiri absolut complete, de la 800.000 de euro, mi se pare, până pe la 3 milioane, pentru organizații obișnuite, ca să spun așa, care nu procesează în mod special date volume foarte mari sau date foarte sensibile, gen sănătate, minori și așa mai departe. Și primele de asigurare sunt undeva între 600 și 1.400 de euro. Este o adevărată glumă. Pe an, pentru limite de la 600.000 la 3 milioane de euro. Este absolut o glumă, o astfel de cheltuială în raport cu reala expunere la risc. Și companiile în continuare sunt reticente să încheie o astfel de poliță de asigurare. Adică este inimaginabil pentru mine că îți pui problema într-un exercițiu bugetar, în securitatea operațiunilor, o cântărești cu 2 mese la restaurant. Cu 600 de euro, deci nu, este foarte greu să înțeleg. La ce restaurant ajungi? Să întreb acum la... Păi nu, era masa mai mare, nu mergeai singur să mănânci. Nu. Cere cu prietenii, da? Deci... Da, două onomastice, uite, hai să luăm așa, două aniversare. Ce se întâmplă cu avioanele? Că m-a întrebat un ascultător, dacă rămân la sol, ele mai sunt asigurate, asigurabile? Da, ele sunt în mod obligatoriu asigurate. Primele de asigurare se revizuiesc după trecerea perioadei de asigurare pe perioadele în care a stat la sol
Și este un retur de primă care se discută. Riscul staționar, riscul la sol este ieftin, ca să spun așa, undeva de 15% din riscul total. Și funcție de cât timp s-a zburat, se fac niște corecții. Dar ele, în mod obligatoriu, trebuie să asigurate. Deci acum putem spune că au crescut asigurările avioanelor care se află la sol? Nu, toate avioanele sunt asigurate. Deci este o constantă. Avioanele sunt asigurate. Pentru că ele se depasează, sunt valori foarte mari, nimeni nu-și asumă riscul patrimonial să țină avioanele neasigurate la sol. Acest lucru este neconceput. Da? Doar că se disjunge prima de asigurare între riscul staționar și riscul de zbor. Trec de la... Care nu se face prealabil, se face post-contract. Trec de la avioane la drone. Pe astea le putem asigura? Da, pe acestea le putem asigura. E o piață care, o piață a dronilor destul de dezvoltată. Avem în portofoliu un astfel de produs la fel specializat de pe piața londoneză, pentru că e foarte greu să găsești pentru o piață foarte mică un produs pe piața locală, un produs de nișă și ai nevoie de dispersie și atunci apar câteva produse care acoperă toată Europa. Și la fel un produs extraordinar de bine pus la punct, care acoperă pentru, la un moment dat o răspundere de 900.000 de euro, ca să ne înțelegem, în cazul unei drone ajunge la 40 de euro pentru o dronă mică folosită în scop recreativ. Deci, la fel, ceva așa, mai mult în zona de glumă. Nu poți să iei în discuție că ai cheltuit 40 de euro pentru o răspundere civilă care te acoperă worldwide la o limită de 900.000 de euro cu 46 de euro. Nu putem să vorbim despre cât costă asigurarea. Mă, nu vreau să știu ce pagubă poate să producă Păi, haideți să ne imaginăm o dronă care scapă de sub control pentru că a rămas fără control radio. Există vânturi care deviază de la traseul de zbor pe care l-a avut și provoacă pur și simplu scurt circuit și de foc la o casă. Este atât de simplu, adică chiar nu trebuie să ne complicăm să ne imaginăm mai mult de atâta. Sau îi cade pe un copil și efectiv o elice poate scoate un ochi. Vorbim de o jucărie mică, într-un final, da? Este în zona asta de accidente casnice. Da, am pus întrebarea asta. Am văzut un videoclip pe LinkedIn în care un coleg de-al dumneavoastră de la Renomia vorbea despre drone și am înțeles ceva mai mult despre ele atunci. Am citit astăzi de dimineață un articol despre agricultura românească în scădere anul acesta, afectată de schimbările de climă. De climă. Când vorbesc de scădere, mă refer și la silvicultură și la pescuit, pentru că datele pe agricultură sunt comune. Scăderea estimată e de peste 21%, cea mai mare din 2015 încoace. Pentru fermieri, există un risc care eu îl știam neasigurabil, riscul de secetă. Dacă vine o secetă mare anul viitor, o secetă dramatică generată de schimbările climatice, poate fi asigurată sau nu? Dacă da, în ce condiții? Dacă nu, de ce? Ea este asigurabilă, a fost asigurabilă și până în momentul de față. Există disponibile pe piața românească vreo 3 soluții în momentul de față de asigurare, pe soluții conceptuale, ca și concept de produse. Ceea ce nu se poate asigura, nu se poate asigura producția estimată a se realiza, indiferent dacă plouă mult sau puțin. Și orice s-ar întâmpla, tu faci o poziție de asigurare și îți primești suma asigurată. Acest lucru, într-adevăr, nu se poate realiza, pentru că evoluția climatică, cele mai importante, mai moderne produse existente pe piață sunt cele pe bază de index parametrici. Acest index parametric vine cu niște calcule destul de detaliate la nivel de zonă, zona în care se află cultura respectivă, însă folosește date medii pe ultimii 50-15 ani de zile. Și indexul care se cumpără, ca să spun așa, este o valoare la care se întâmplă precipitațiile în zona respectivă, ca și medie în ultimii ani, și nu una la care ne-am dorit noi să plouă într-o condiție ideală pentru cultura respectivă. Înțelegeți? Și atunci se întâmplă acest fenomen în care nu poți să asiguri producția în sine, dar se acoperă fără niciun fel de discuție și există acoperiri financiare în acest sens. Ele pot fi acoperite la nivelul producției dorite, care se estimează realizate, cu condiția ca să existe irigații în zona respectivă.
Atunci, dacă vorbim despre seceta extremă, în care nici apa de irigație nu a reușit, nu a fost suficientă pentru că a secat apa din canal, atunci poți să primești producția. Dar tu trebuie să ai sistem de irigație funcțional. Am înțeles în sfârșit cum funcționează aceste asigurări. Eu vă reamintesc că ne aflăm la ora de risc. Discutăm despre cum poate să te ajute un consultant priceput pe tine ca persoană sau pe tine ca și companie. L-am alături de mine pe Gheorghe Grad, country manager la Renomia SRBA, broker de asigurare. Așa cum spun adesea, brokerii de asigurare sunt cei care se află cel mai aproape de interesul, de nevoile celor care vor sau pot să se asigure. Așa cum îmi place să spun, dacă nepurtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, să știți că neîncheierea unei asigurări ți-l triplează pe cel de a muri sărac. Și pentru că discutam de consultanți pricepuți, vreau să-l întreb pe domnul Grad. E clar că avem nevoie de un om priceput și acasă când ne schimbăm ceva la instalația electrică și la mecanica mașinii și așa mai departe. Cum arată un consultant priceput? Ce caracteristici are el? În perspectiva mea, consultantul priceput are două atribute comportamentale. Primul dintre ele este acela în care orice l-aș întreba are pregătit răspunsul la el într-un mod natural. Și a doua este aceea în care face procesul de vânzare explicând procesul de dezăunare a clientului. Am remarcat că, așa în decursul carierei profesionale, încercând să vindem în discuția cu clientul doar avantajele și acoperirile produsului, fără a dubla discuția și de modul în care se percepe în caz de daună și se aplică aceste principii în caz de daună, unde încep și unde se termină drepturile și obligațiile clientului, nu este suficient. Și, de fapt, acest tip de abordare este cea care a creat cea mai mare așteptare neîmplinită a consumatorului de asigurare, indiferent dacă vorbim despre canalul de persoane fizice sau despre cel de persoane juridice. În momentul în care le percepem, le introducem clientul în perspectiva și conceptului de asigurare, la nivel de principii, la nivel de dogmă, este uimitor să descoperi cum se luminează clienții înțelegând care este perspectiva și din punct de vedere al companiei de asigurări sau al pieței de asigurări și de ce nu se poate orice, oricând, oricum. Am un exemplu în minte foarte simplu cu unul dintre clienți care, un iubitor înverșunat al mașinii pe care o avea și care după 7 ani de zile avea pretenția ca să arate, pentru că are casco, mașina lui vrea să arate ca și în ziua în care a cumpărat-o de la dealer. Și eu tot depuneam efortul ca să explic că nu poate să se întâmple acest lucru pentru că ea are 7 ani de folosință, are 100 și ceva de mii de kilometri. Este imposibil să arate ca în ziua în care a luat-o din showroom, dar el are casco totuși. Și atunci am explicat că dacă ar vrea ca mașina să arate în acest mod, probabil că la 2-3 ani de zile ar fi necesară o revopsire integrală a caroseriei, dincolo de accidentele, de evenimentele rutiere, care revopsire integrală costă 1.500-2.000 de euro, deci prima de asigurare ar trebui să fie formată din 1.000 de euro prima de risc, aferent accidentelor, îți aduce aminte, accidentul ăla a fost despăgubit, este ok, la care adăugăm și componenta de 1.500-2.000 de euro revopsire integrală. Și mașina arată ca în ziua în care, păi nu-mi convine așa, păi, este simplu, de unde să acoperim banii de revopsire ca să întreținem nouă? Da? Sunt doar niște lucruri mărunte la un moment dat, dar care schimbă perspectiva asupra lucrurilor. Și îl pun în ipostaza în care îl întreb, dacă ar fi să plătești, s-ar părea corect să acoperi aceste lucruri? Ai primit de câte, dar garantat ai o plată de 1.000 de euro pe an și încasezi 700, din care avem și risc când se mai întâmplă ceva? Dar sigur avem 1.000 pe an la plată? Am putea financiar, te putea gospodări în condițiile astea? Nu. Păi dacă am duce la 1.700, ai mai cumpăra asigurarea? Nu, n-aș cumpăra, că ar fi mult prea scumpă. Vezi, trebuie să găsim echilibru. Da? Acceptăm micile julituri și fenomene din exploatarea de zi cu zi ca fiind neasigurabile, ca nu fac obiectul despăgubit, nu le pretindem și nu le așteptăm să fie despăgubite, da? Le păstrăm în riscul propriu și rămânem cu lucrurile de esență care chiar fac sens
în timpul și alocația necesară unui instrumentar de dosar de daune. Foarte interesantă perspectiva. Mi-aduc aminte când am înțeles pentru prima dată că full casco nu înseamnă orice, înseamnă doar un casco foarte, foarte acoperitor. Și îmi dau seama că a explica în primul rând clientului cum urmează să aibă loc procesul de rezolvare a daunei, aduce foarte mari beneficii, chiar dacă e un pic mai lung, pentru că altfel pentru mine full casco înseamnă ca așteptare că orice trece mie prin cap se poate despăgubi. De fapt, se despăgubește doar ce este cuprins în asigurare. În condiții de asigurare. Și foarte multă lume folosește pe aceste argumente crezând că dacă e o strategie de comunicare, așa se întâmplă în vremurile noastre, da? Să trăim cu impresia că orice, oricând, oricum, oriunde și asta vinde. Este incorrect. Este absolut incorrect și nu trebuie să facem asta. Trebuie să ieșim din această poveste și să explicăm limitele. Și da. De ce există limite? Nu numai să punem limita acolo fără a o explica, că dacă o punem neexplicată, clientul nu va înțelege și va considera că greșim noi față de el și că nu îi oferim ceea ce el se așteaptă să primească. O și dacă înțelege că nu poate plăti... Importantă, dar naturală a contractelor de asigurare sunt așa numitele excluderi. Și sugestia mea este ca cei care își încheie poliția de asigurare să citească acest capitol excluderi ce nu este asigurat de către polița ta de asigurare. Vorbeam despre consultanți. Întrebare venită acum pe flux. Care e diferența, dacă mi-ați spus diferența între un consultant bun și un obișnuit, acum spuneți-mi una dintre unul bun și unul foarte bun. Unul bun și unul foarte bun. Un excepț. Cred excepțional, ok. Cred că foarte bun, excepțional este momentul în care... Nu știu, concurența care vine mâine după tine nu reușește să aducă niciun fel de plus valoare alta decât cea pe care ai făcut-o deja acolo. Asta este zona de excepțional. Asta înseamnă să fii ancorat cu tot ceea ce se întâmplă în țară, la nivelul pieței locale, cu ceea ce se întâmplă pe piețe de nișă la nivel european, că nu poți să întâmplă în Franța să se ia o asigurare de locuință, spre exemplu, da? Dar pentru anumite tipuri de riscuri probabil că trebuie să faci asta. Asta înseamnă să ai o echipă de oameni foarte bine pregătiți care să poată să răspundă fiecare pe fiecare linie de asigurare în parte și să fie la rândul lui la zi cu toate trendurile din piața respectivă și înseamnă să-ți aloci timp de calitate în discuțiile cu clientul și să înțelegi foarte clar problema clientului și să vezi cum o adaptezi. E adevărat, trebuie să mai fii și inovativ deseori. Pentru că lucrurile sunt o dinamică permanentă. Astfel de oameni în companie, poate că nu... Îmi place să cred că da. Întrebare, cum îi găsiți și după ce i-ați găsit, cum îi păstrați? Pentru că e foarte mare concurența în piață. Da, îi găsim explicându-le principiile pe care le folosim și pe care ne bazăm business-ul pe care îl facem. Principiile au la bază o chestie foarte simplă, care în copilăria mea se chema gura satului. Să faci în așa fel tot ceea ce ai de făcut cu cei din jurul tău, în relațiile pe care le ai, încât să nu fii nevoit să roșești atunci când te ascunzi, atunci când te întâlnești cu cineva pe stradă. Ziua de mâine să însemne exact ziua de marți 24 și așa mai departe. Da? Dacă ai promis ceva, acel lucru să se întâmple. Le spun oamenilor când am interviuri de angajare, că în momentul în care noi doi stabilim în birou că săptămâna viitoare, joi la ora 2, el trebuie să facă ceva, din momentul în care iese din biroul meu, eu îmi construiesc viitorul începând de săptămâna viitoare, joi la ora 2 și un minut când acel lucru s-a întâmplat. Așa funcționez eu. Iar el, dacă știe că viitorul respectiv nu se întâmplă între momentul discuției și momentul întâmplării, este obligat să mă anunțe și să-mi spună ca să reconfigurez viitorul funcție de la acel lucru care urmează să nu se mai întâmple. Pentru că altfel nu putem să funcționăm. Asta înseamnă, asta este valoare. Profesie după aceea învățăm. Aceste valențe sunt cele pe care noi le apreciem în mod deosebit la oamenii cu care lucrăm. Deci lucrează pe sistemul 3P. Paroliști, profesioniști și pasionați.
Asta dacă am rezumat eu bine. Ce obiective aveți pentru perioada următoare, când ne apropiem de finalul emisiunii? Și mai ales dacă ar fi ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru, care ar fi acela? Obiectivele pentru perioada următoare sunt aceleași, cu sau fără pandemie, creștere 10%, poate ne iese, poate nu neapărat această valoare în acest an, dar oricum la zona peste 8, ceea ce este mai mult decât mulțumitor. Așa, pentru anul viitor proiectăm în continuare creștere de 10% organică, iar pentru ceea ce ar trebui să rămână clienții în momentul de față dintr-o discuție cu noi, cred că ar trebui să rămână cu importanța de a înțelege și perspectiva celuilalt. Indiferent dacă cumperi sau dacă vinzi. Dacă înțelegem perspectiva celuilalt, vom putea să avem o relație profesională corectă. Am înțeles și vă mulțumesc. Sunt Sergiu Costache. Vă reamintesc că Ora de Risc este emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii suplimentare. E susținută de revista Prim, portalul 1asig.ro și este difuzată în fiecare marți de la 17:30 și sâmbătă în reluare de la 10:10 de către RFI România. Tema zilei, asigurări, cum te poate ajuta un consultant priceput? Am discutat-o cu Gheorghe Grad, Country Manager Renomia SRB, broker de asigurare. Noi ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră și ca să am și eu concluzia mea, vă spun, nu uitați, să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai niciuna. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.